Suntem la Hotel Crown Plaza București. Bun venit! Invitata mea de astăzi este medic specializat în imagistică medicală, radiologie, de peste 25 de ani. Doamna doctor Elena Barbu vede cu ecograful în corpul nostru și de peste 10 ani vede sufletul și toate firele care ne leagă pe noi toți de neamul nostru. Elena Barbu, bun venit, doamna doctor. Vă îmbrățișez, mulțumesc. Și eu îți mulțumesc tare mult pentru invitație și am venit cu tot dragul. O întrebare chinuitoare. Începem direct. Ce vină are un copilaș, un nou născut, bolnav de cancer, de la primele luni, de la 5 ani, de la 8 ani? Ce vină poartă el? Ei nu au nicio vină. Și la constelații noi ne uităm în sufletul lor, dincolo de vinovăție și nevinovăție. Și dacă am început așa de în forță, e o vorbă celebră, cunoscută. Părinții mănâncă agurită și copilul li se strepezesc dinții. Să le spunem telespectatorilor că lucrurile astea, doamna doctor Elena Barbu, le vede cu ajutorul constelațiilor familiale. Despre asta e vorba. Este adevărat. Cu imagistica mă uit în corpul fizic, cu toată aparatura modernă, care a progresat enorm în ultimii 30 de ani, deci progresul este fulminant. Practic putem să vedem la 1 mm, 2 mm leziuni. Și cu ajutorul constelațiilor familiale, văd imaginile sufletului. Și la constelații am ajuns să le descoper după vreo 10 ani de întrebări, dacă nu și mai multe. În starea de urgență în care am lucrat, de adulți și de copii, m-au fascinat foarte mult cazurile deosebite. Cazurile care nu aveau răspuns, care nu aveau o cauză medicală cunoscută. Pentru că sunt foarte multe cazuri care nu au explicații și care nu au nici soluții medicale. Oricât de mult am căutat noi soluții, nu le găsim. Și nici diagnostic. Și toate cazurile astea m-au fascinat. M-a dus drumul către pediatrie. Înainte de pediatrie am făcut morfologii fetale 7 ani. Câte ați văzut acolo, la fel, la morfologiile fetale? Morfologiile le-am făcut înainte de a descoperi constelațiile. Și vezi embrionul în pântecul mamei de la 3 mm. Și auzi cum o să bată viitoarea inimioară. Și este minunat să poți să vezi cu ecograful pântecul mamei, sufletul la care s-a cuibărit acolo și ambii părinți, da, și soțul doamnei sau partenerul neapărat să fie soțul, care împreună se uită pe monitor și își văd viitorul copilaș și tăierea lor și emoțiile lor. Și care e cel mai un caz care pe mine m-a plăcut foarte mult, uitam să ți-l împărtășesc. A făcut morfologie unei doamne de 44 de ani care a rămas însărcinată cu sarcină gemelară. Era căsătorită și avea doi băieți mari, 20 și 21 de ani, studenți amândoi în Germania pe vremea aceea. N-a știut că este însărcinată. A venit la cabinetul de obstetrică ginecologie pentru că îi întârziase menstruația. Da? Și, surpriză, avea o sarcină și nu unică și gemelară. Și vreau să spun că a dus sarcina la capăt, a avut două fetițe. Dar de ce împărtășesc acest caz? Ce m-a frapat pe mine și m-a impresionat a fost relația dintre cei doi, dintre acea femeie și dintre acea bărbat, din acel bărbat. Ții minte când a venit odată la o morfologie, domnul acela întârziase pentru că îi se stricase mașina. Și a venit într-un suflet și avea pe tricou, avea urma de la uleiul de pe degete și pe față două urme de degete de la ulei. Impresionantă imagine. A venit într-un suflet să fie lângă soția lui, să vadă împreună minuna, pentru că era o minune. Da? Și ce m-a plăcut foarte mult, legătura dintre ei doi. Acele fetițe erau produsul iubirii. Și viața pe care ne-a avut pe toți aici și care vine de departe. Și când apare boala, doamna doctor, da, când spuneați mai devreme că părinții mănâncă aguridă și copiilor li se strepezesc dinții. Vina a cui este? Nu este nimeni de vină.
Florentina, constelațiile ne-au arătat să ne uităm la constelații cum ne uităm, dincolo de corect și greșit, dincolo de bine și rău, de ce credem noi că e bine sau rău, dincolo de vinovăție și nevinovăție. Și ce găsim în spatele lor? Iubirea. Este iubirea fiecăruia dintre noi către care se uită, către cineva din familie care a fost uitat, exclus sau care a avut un destin greu. Ne arată foarte clar constelațiile, chiar este prima lege a iubirii, cum ne-a numit Berkelinger, părintele lor. Nimeni nu poate fi uitat. Atunci când cineva este uitat sau exclus și peste o generație și două și trei, altcineva se va uita cu iubire către acea persoană și o va duce înapoi în sufletul familiei. Cum? Repetându-i destinul? Da? Sau printr-o boală? Sau printr-un destin greu? Nimeni nu poate fi uitat sau exclus. Și persoana care este uitată sau exclusă, sau mai multă, că nu e una singură, ia cu ea energia și forța familiei. Pot să dau de exemplu, că m-a venit acum acest exemplu, al persoanelor care au tulburări mentale și care sunt închiși în instituții. Ok? Acea persoană, în abisul ei, face enorm de mult pentru întreaga familie. Și dacă mie mi este bine și am o viață bună și viața mea e în ordine și am succes și mă bucur de viață, se datorează faptului că cineva din familia mea face ceva și pentru mine și pentru întregul sistem familial. Și acea persoană e bine ca să fie în sunul familiei, să avem grijă de ei, da, să nu îi uităm, să nu îi excludem. Pentru că ei iau cu ei și se vede în constelație toată forța familiei. Noi supraviețuim, dar supraviețuim, nu viețuim. E o mare diferență. Și atunci când noi știm și le aducem înapoi în sufletul familiei, se schimbă tot. Toată lumea deodată s-a liniștit. Toți. Și copiii noștri, și partenerii, și toți. Și se liniștesc și cei care sunt aici în viață. Oare care ar fi cauza pentru o femeie de 25 de ani care își dorește foarte mult să aibă un copil aparent sănătoasă? Asta este subiectul meu preferat. Dar nu este reușește. Unul dintre subiectele mele, pentru că multe femei rămân însărcinate după ce participă la constelații. Nici măcar nu e musai să îți faci tu constelația ta. Este suficient să fii în grup, să participi în câmp, pentru că fiecare constelație lucrată este pentru fiecare participant. Și când un grup se adună, nu cine ne aduce ceva mai mare, câmpul ăsta de energie care le știe pe toate, ne aduce împreună. Și fiecare grup are ceva în comun. Deci nu e musai să-ți lucrezi tu constelația ta, este suficient să participi. Dar care este secretul? Să-ți dați voie să-ți deschizi inima. Pentru că de aici suntem toți plini de informație, cunoaștere e multă, dar se schimbă numai când ajungem aici, în inimioară. Altfel nu se schimbă nimic. Subiectul meu preferat, copiii de constelații. Am foarte mulți copii de constelații și trebuie să spun că sunt tare mândră, tare bucuroasă sunt, pentru că și constelațiile sunt în serviciul vieții. Așa cum camerii sunt în serviciul vieții, și cu constelațiile sunt tot în serviciul vieții. Da? Uite, una dintre cauzele foarte frecvente pentru care o femeie nu rămâne însărcinată, deși este tânără, este sănătoasă, are un partener, se iubesc, sunt fericiți și își doresc, evident, să dea viața mai departe, nu este singura cauză, dar este cea mai frecventă, observată din experiența personală. În sistemul familial al femeii, poate să fie și al bărbatului, pentru că ne întâlnim în oglindă și închidem cercuri în relația de cuplu, cercuri de probleme nerezolvate din sistemele familiale, cu foarte mare probabilitate posibil ca în familia lor să existe o mamă care și-a îngropat copilul. Un copilus care a murit mic. Sau o sarcină pierdută mare. Sau un copilus care a murit la naștere sau foarte aproape de naștere. Și informația asta s-a omitit la câțiva anișori. Sau poate a murit o femeie la
Toți avem un sistem of familiar poveștile astea. Toți le avem. Dacă eu nu știu, nu înseamnă că nu le am, dar familia noastră nu este doar familia de origine cu părinții și frații noștri. Avem bunici, avem străbunici, avem strămoși. Toți sunt ai noștri și toți trăiesc în noi. Și suntem conectați. Și cu ce suntem conectați? Cu suferința. Pentru că noi, mai departe, bucuria nu lasă urme în corp. Fericirea nu lasă urmă în corp. Da, pentru că ne este bine. Ce lasă urmă? Suferința, durerea, pierderea, nedreptatea, umilința, astea lasă. Și atunci merge informația din generație în generație până ajunge la noi și la copiii noștri. Da? Deci de foarte multe ori în constelații s-a ieșit la lumină cum un copiluț a murit mititel. Și ce se întâmplă? Pierderea este atât de mare încât inima părinților se închide. Devine de piatră. Durerea și suferința a rămas în sistemul familial. Și va ajunge la următoarea generație, la orice femeie din generația următoare, la orice femeie din subsegment, din generația următoare. Da? Și eu astăzi, mie mi este frică, sau îmi este frică în suflet să nu-mi pierd copilul. Și atunci, ce face sufletul meu? Nu rămâne însărcinată. Pentru că e frica subliminală să nu-mi pierd copilul sau să nu mor la naștere. Ok? Pentru că informația este în câmp. Este în câmp. Nu ți se leagă. N-ai niciun motiv să-ți fie teamă. Dar undeva, în câmpul nostru, este informația. Și atunci, ce ne arată constelația? Mă uit cu iubire. Sau poate copilul meu din viitor se uită la acel copiluț. Pentru că asta e fascinant la constelații. Poți să aduci un reprezentant pentru copilul din viitor. Că sunt foarte mulți, foarte multe sufletele așa, care își doresc să vină aici în experiența asta. Și vezi cum copilul tău din viitor. Și poate chiar sunt vreo 2-3 care și-ar dori să intre în, să vină acolo să cuibărească în pântecul acelei femei. Se uită către acel copiluț. Și te uiți la durerea bunicii, de exemplu, sau a străbunicii. Și onorezi durerea ei. Pentru că acele lacrimi neplânse ajung la noi. Și nu sunt lacrimile mele, sunt lacrimile bunicii. Da? Și noi toți avem, dacă ne uităm în spate la bunicile noastre, o să vedem că marea majoritate nu se făceau chiretaje. Da? Pe vremea bunicilor noastre sau părinții noștri au avut frați, unii au trăit, unii nu. Și sunt uitați. Ce putem să facem? Ne deschidem inima larg către ei și ne uităm cu sufletul către ei. Te văd, ești un nod al nostru și îți dau acum un loc în sufletul meu. Și eu când mă uit cu sufletul către o persoană care a avut un destin greu sau către un astfel de copiluț, îl rog pe el, de acolo din spirit, de unde e sufletul lui, să aibă grijă de copiluțul meu. Și va avea grijă, pentru că de asta sunt constelații spirituale. Va avea grijă de acel copilaș din pântec care va veni. Elena, este atâta durere între o mamă și proprii ei copii. Da. Este atâta de multă durere și furie între copii și mamele lor. Ai deschis un subiect despre care pot să vorbesc 3 zile non-stop. De unde furia asta a copilului și a mamei câteodată împotriva... Iubita mea. Copilului. Furia există și furios sunt cu toți, da? Nu poate să zică cineva că nu este furios, da? Vedem furia când stăm în trafic sau dacă te calcă, cum am luat mie, cineva pe bătăturica de la degețelul mic. Uite acolo să faci proba, să vezi cum, cât ești de așezat sau de vindecat. Furios suntem cu toți. Și de unde vine furia pe mama? Cu toții avem o nevoie extraordinară să fim văzuți de mamă. Nevoia asta a cui este? Acelui sufletel de când a venit pe lume. Momentul conceperii își lasă amprenta asupra embrionului care se va forma în pântecul mamei. Deci, relația dintre femeie și bărbat pe care a avut-o momentul conceperii va avea un efect la nivelul câmpului energetic. Tot ce a trăit mama în timpul sarcinii, da? Copilul care a crescut în pântecul mamei știe fiecare emoție a mamei. Se știe, se demonstra științific că fiecare neurotransmițător, fiecare hormon al mamei care
secretă corpul, da, la emoțiile noastre, trece prin placentă și ajunge și la embrion, în organogeneză și la făt. Ne cunosc copiii noștri cel mai bine. Da? Bun. Gândește-te la un eveniment, de exemplu, am lucrat cu o doamnă, avea pe vremea aceea o fică aproape adolescentă, care avea mari tulburări de comportament. Și vorbeam chiar de furie, că era foarte furioasă fetița, doamna era divorțată. Și constelația ce a arătat? Când ea, doamna care își lucra, era în pântecul mamei, la 7 luni, a murit tatăl mamei ei. Deci ea avea 7 luni și era în pântecul mamei și mama ei și-a pierdut tatăl. Tu-ți dai seama ce era acolo. Deci, practic, această doamnă a trebuit să facă o călătorie înapoi până când a ajuns în pântecul mamei, da, și să lase acea durere care era a mamei, să o lase mamei către tatăl ei. Și se repetă destinul, da? Așa cum mama ei a fost fără tată și fiica ei este fără tată. Da? Revenim la furie. Cu toții avem nevoie să fim văzuți de mama. De când? Din momentul nașterii. Și acum, vezi că subiectul este colosal. La modă sunt cezarienele. Da? Asta înseamnă că mama este anesteziată și copilașii vin pe lume gata anesteziați. Este o realitate. Și sunt separați de mamă de la naștere. Practic stă mama separată de copil, copilașul supravegheat, ok? Și îi se dă mamei după 24 de ore. Deci, practic, generația asta, atât de modernă, că suntem femei moderne, se naște separată de mamă. Ce avem de făcut? Și va tânji acel bebeluș să fie văzut de mamă. Tânjim să fim văzuți de mama toată viața. Am văzut femeie de 73 de ani, care se uita în același loc, că mama n-a văzut-o și că a iubit-o mai mult pe sora ei. Cazul a arătat că mama era deconectată de sufletul ei și sorile se aveau împreună. Și a fost minunat că după constația aceea, domnule, s-a urcat în tren, s-a dus în provincie la sora ei, s-a revăzut după 15 ani și povești, că am spus că viața bate filmul. Avem nevoie să fim văzuți de mame. De ce spun lucrul acesta? Pentru că sunt din ce în ce mai multe femei care sunt prezente. Și poți să vorbești cu bebelușul tău din pântec, cu mult timp înainte să vină pe lună, poți să-l în fiecare zi. Ar fi extraordinar dacă am reușit să o lăsăm pe femeia însărcinată, să aibă grijă de ea și să avem grijă de ea. Pentru că având grijă de femeia însărcinată care este plină de viață, care dă viața prin fertilitatea ei, care e conectată cu viața și cu Dumnezeu care a pus acolo un pântec, da? Am avea un viitor bun. Dacă am avea grijă de femeia dătătoare de viață. Da? Pentru că o femeie care poate să stea liniștită să-și vadă de copilul din pântec, o să-și vadă copilul. Un copil văzut de mamă de la naștere va fi un adult sănătos. Altfel, ajungem în relația de cuplu și pe cine căutăm în partenerul de cuplu? O mamă mai bună. Și femeia și bărbatul. Și de asta vedem ce este în jurul nostru, câte divorțuri sunt. Și sunt la nivel mondial, nu sunt doar în România. Pentru că fenomenul este uman. Nu este cultural, este uman. Orice sufletel venit pe lume are nevoie să fie văzut de mamă. Se formează baza de atașament, de care se vorbește, de siguranță și așa mai departe. E psihologia, sunt cărți, nu intrăm în acest amănunt. Pentru că mișcarea întreruptă de mamă, ce ne arată? Eu mă întreb către mamă. Ok? Și la un moment dat, în copilăria noastră mică, poate că mama a fost internată în spital câteva zile și nu am avut acces la ea. Inconștient fiind, în suflet, ei iau decizia, mai bine stau departe de ea, mai bine stau singur, mai bine mă descurc singur, asta este în suflet. Nu este conștient, că niciun copil nu are cum să ia conștient această decizie. Dar asta rămâne în suflet ca o propoziție a sufletului nostru cu care mergem prin viață. Și vine momentul în care o să mă duc către un partener, că ăsta este pasul firesc și natural. Ieșim din familia de origine și ne îndreptăm să căutăm un partener.
Da? De ce? Ce fac când intru într-o relație de cuplu? E o viață care a venit de departe, prin părinți la noi, prin bunici la părinți și așa mai departe, și o dăm mai departe. Cum? Căutându-ne un partener. Iar ieșirea din familia de origine este o mișcare spirituală. Iar noi părinți, e bine să ne pregătim din timp și o spun părinților cu care lucrezi, să dea drumul copiilor încă de când sunt mititei. Să fim pregătiți noi, mamele de băieți, să le dăm drumul băieților și taților, să dea drumul fetelor lor.